Locuitorii din Constanța și din alte 5 localități din județ vor rămâne fără apă potabilă din această seară de la ora 22 până joi ora 14. Compania Raj a luat această decizie pentru a înlocui conductele și vanele de legătură de la stația de tratare și pompare Palas. Investiția face parte dintr-un contract pentru modernizarea stațiilor de pompare în valoare de peste 48 de milioane de lei, derulat prin programul operațional Infrastructură Mare. De lipsa apei vor fi afectați consumatorii din cartierele Palas, Brătianu și Medea, cartierele kilometrul 4, kilometrul 45, Veterani, Far, Abator, Gară, Icil, Casa de Cultură, Inel 1, Inel 2, Coiciu și Compozitori, dar și cei din localitățile Cumpăna, Lazu, Agigea, Eforie Nord și Techirghiul.